Dumneavoastră la acest an ați depus la compensații? Am la energie electrică sau la gaz? Da, eu am intrat pe compensații.gov.md și am depus cererea pentru renunțare la compensații. De ce? Pentru că cred că pot să achit factura la tarifele care sunt stabilite de Andreea. Care este suma care v-a venit în ultima factură? Nu știu dacă pe oameni interesează foarte mult, dar dacă m-ați întrebat... Da, cred că la gaze naturale mi-a venit un pic peste 10.000 de lei pentru luna decembrie și la energie electrică cred că 2.500 sau 2.800, undeva aici mi-a venit factura. Este o sumă mare? Este o sumă mare. Pentru marea majoritate a cetățenilor, în primul rând, este o sumă mare. Și pentru familia noastră este o sumă care a crescut considerabil comparativ cu tarifele din lunile sau din anii precedenți.